informații care le-am primit și noi și referatul care a fost făcut de secția de fizioterapie, se pare că spațiile care nu mai sunt utilizate la Spitalul Poiana, dar care dețin mobilierul nostru și utensile de bucătărie, au fost, lacul a fost spart, lanțul desfăcut și au pătruns. La prima vedere ce s-a constatat, s-a constatat lipsa unui frigider. Probabil că în momentul în care vom analiza și vom extinde inventarul, o să constatăm și alte lucruri care au fost furate. Este problema mai veche cu care se confruntă Spitalul Municipal, faptul că a fost nevoit să libereze spațiul Spitalului Municipal, aflându-se pe alt teritoriu administrativ. Am restrâns activitatea la maxima fizioterapiei, aceasta desfășurându-se numai la un etaj al fostului spital municipal. În rest, spațiile respective au fost sigilate până în momentul în care vom reuși, prin lucrările de investiții și amenajări care le facem acum la noile spații care au fost repartizate spre municipal, să transferăm întreaga activitate. Vrem să transferăm cât mai repede această activitate, dar ne izbim, parafrazând, de hățișul legislației privind achizițiile publice.